Ok, clipul ăsta o să fie foarte ciudat pentru că e atât de târziu în an. Mi sorry. O să fie ceva de genul unui review, cu toate că o să înceapă cu o poveste. Ok, deci, noi am făcut la școală, gen Secret Santa. Și ne-am luat fiecare pușca mea câte. Știți cum se joacă Secret Santa în pușca mea? Deci, luați câte un bilețel și pe bilețelul ăla e un nume de la cineva din clasă și trebuie să iei un cadou. Gen, am umblat cu băieții prin mall-ul din orașul meu o grămadă până... Deci, era ori asta, ori un făcăleț. Cu o fundă, că am găsit și funde faine. Și gen, am mers în Noriel și am găsit gen Nerf gun-uri. Și eram acolo, ei, tu-ți dai seama ce se întâmplă dacă dăm deja 3 d-astea prin clasă? Și gen, am luat alea, ne-am întâlnit cu niște tipi, ne-au întrebat ce am mai luat și le-am arătat astea și au spus, uai, asta e o idee atât de bună, hai, mergem și noi să-l luăm. Și apparently, unul din tipii ăia m-a avea pe mine și a fost așa de cute, că gen, mi-a luat un Nerf gun. Ta-da! Ok, acum fără să încerc să fiu bulangiu, următorul cadou pe care l-am primit a fost de la prietena mea. Oi, sincer, de când am 17 ani, ca idee, n-am primit o jucărie care să mă bucure atât de mult de când aveam 7-8 ani în pula mea. Oi, a fost... Ok, hai să vă arăt despre ce-i treaba. E atâta de dubios cumva. Deci, am știu cam din prima despre ce-i vorba. Acum când o deschizi, sunt o grămadă de chestiuțe mici și căcaturi. Ok, hai să le pun pe toate la o parte și să vă arăt cam ce-i pe aici. Asta o să fie cumva un review pentru chestia asta pentru că e absolut awesome. Și o să, gen, dacă vă luați și voi, o să vă ajute foarte mult în viitor. I swear. Ok, deci, în primul rând, aveți chestia asta. Nu știu dacă puteți să o vedeți foarte bine. Ăsta e un Arduino. Ok, încă nu l-am desfăcut, încă nu m-am apucat de programare, abia mi-am instalat software-urile pentru calculator. Chestiuța asta, jur că mi-am dat silința să filmez continuu, doar că n-a reușit, am avut nevoie de un cutter ca să desfac chestia aia, era pus într-o pungă antistatică. Uite, cam așa arată plăcuța și mi-am creit că ăsta e efectiv un microcontroller, are un calculator, chestia asta de aici e un chip foarte complex care face o grămadă de chestii și pe părțile astea sunt efectiv inputuri, outputuri și inputuri sau outputuri și cu ăsta poți să controlezi cam tot ce e în cutia asta, incluzând ok, mai are și gen, poți să deci dai power cu bateria eventual cu chestia asta, efectiv cu mufa asta, sau poți să-i dau power direct din USB cu adaptorul ăla. Ok, acum hai să trecem la chestiile foarte, foarte șmechere. Ei, cea mai neașteptată chestie din tot pachetul a fost chestia asta. Nu știu dacă mulți dintre voi o să vedeți cei, sau o să vă dați seama cei, uite, sunt foarte multe fire, 0, 5 fire. Scrie și pe el, e un step motor. Chestia asta e efectiv motorașul care se folosește în roboții. Știți voi, roboții aia care efectiv arată ca niște mâini și se duc și sudează chestii pe mașini. Efectiv în fabrici de mașini. Genul ăsta de motoare le folosesc, gen au electromagneți foarte mulți pe margini. Gen, să zicem că 6, știi? Dacă îi dai power la câte 2, ai deja 3 poziții în care poate să stea chestia care se învârte. Perfect. După aia, dacă le dai power la câte 4, gen unii lângă alții, deja ai 12. Efectiv, chestia asta e foarte, foarte precisă. Poate să stea, poate să... În locul față de un motor normal care se învârte doar, ăsta poate să oprească mânuța aia pe care o ține. E foarte, foarte șmecher. Mi-a plăcut la maxim. Ok, următoarele chestii care sunt pe aici... ăsta nu prea am idee ce-i, o să trebuiască să-l desfac, dar am vaga impresie că e un display. Cred că pot să-l programez. Cu toate că n-am să-l desfac acum. Ăsta, din nou, oh, sorry. Ăsta e un shield, sau arată ca un shield. Ok, ce shieldurile? Sunt chestii care se pun deasupra Arduino-ului și poate să îndeplinească anumite funcții. Mi-am dat seama că e un shield pentru că nu știu cât de bine puteți să vedeți, dar aici pe margini are niște pini. Pinii aia, efectiv, ăsta când îl pun pe Arduino, o să ia câțiva din pini, dar după aia o să-ți mai dea câțiva și fix aceeași treabă, numai că are și display. Ce e foarte șmecher. Ok, acum, chestia asta are și o parte foarte, foarte complexă de electronică. De asta au venit gen cu o cutiuță separată, în care are gen LED-uri și rezistori. Acum nu mi-aduc aminte codul culorilor foarte bine, dar... Am impresia că ăștia sunt rezistori de 220 de ohmi. Asta e foarte șmecher, gen chestiile astea se vând efectiv cu 5 bani pe net. Poți să le cumperi cu 5 bani și abia am găsit un site pe care poți să cumperi o grămadă de chestii de alea. Bun, după care aici este un activator, n-am idee cum se folosește, văd că înăuntru gen are niște rotițe dințate, dar am vagă impresie că o să trebuiască efectiv plug-in la chestiile alea, uite, la chestiile astea de aici.
Ok, următoarele două chestii sunt display-urile astea. Nu știu în câți bits funcționează, dar ăsta e efectiv, are niște LED-uri. E genul ăla de display-uri ca la ceasuri. Și gen, are 8 pini. 4 pe parte și 4 pe parte. Am să mor să le pun pe astea, să le fac să meargă. Efectiv pot să-mi fac un ceas din ele. Sau un cronometru. Sigur pot să fac, pentru că chestia asta am impresia că are chipul de timer. Cred că e ăsta sau ăsta, nu mi-o duc aminte sigur. Ok. Încă o chestie aici, asta e o plăcuță cu niște LED-uri, încă nu prea înțeleg foarte bine ce ar trebui să fac chestia asta, are 4 pinuri, la fel ca pe Arduino, deci s-ar putea să pot să o leg. Mai are niște pinuri foarte dubioase pe aici. Știu că prima oară când m-am uitat, prietena mea m-a întrebat pentru ce sunt rezistorii ăștia aici. Mi-am dat seama imediat că sunt rezistori de protecție pentru... Dacă vă uitați un pic la plăcuță, sunt rezistori de protecție pentru LED-uri, deci probabil plăcuța asta efectiv e făcută ca să te învețe să controlezi LED-urile astea după voltaje și căcaturi. Deci e șmecheruț. Ok. După care, punguța asta, care e foarte, foarte șmecheră. Deci, în ea... Stai să desfac. Bun, deci cam asta era înăuntru punguței alea. Aici, asta... Ori un difuzor, ori un microfon. Doar că am două chestii de-astea, între care una e sigilată și scrie gen... A se îndepărta după ce e spălat. Nu prea înțeleg de ce, o să trebuiască să mă uit ce e asta, că nu am idee. Ăștia par a fi doi condensatori, cu toate că sunt doi condensatori de care... Stai, ce scrie pe el? Scrie DH... Nu, HDX. N-am idee ce e. Fac un zgomot super ciudat, nu știu dacă puteți să l-auziți. Au ceva înăuntru, pare să fie o biluță. Arată ca un condensator. Sper că sunt condensatori. Am patru butonașe, o fotodiodă, ceea ce e foarte șmecher. Un tranzistor, care e PNP, tocmai l-am măsurat. E un tranzistor PNP. Și ăsta pare a fi tot un tranzistor, doar că e mai ciudat. Nu înțeleg cum funcționează sau pentru ce e folosit, cu toate că parcă... Nu știu, mi s-a părut, prin cameră mi s-a părut că asta e o fotodiodă, dar nu sigur. S-ar putea să fie sensibil, un tranzistor sensibil la un anumit tip de lumină. S-ar putea să fie un LED. Habar n-am cum funcționează chestia asta. După care, astea sunt niște chestii mai șmechere. Astea sunt senzori de lumină. Sau tranzistori care sunt efectiv sensibili la lumină. Ăsta e efectiv acel... Deci chestia asta e fix la fel cu ăsta micul negru. Doar că prin pinul ăla din mijloc, ăsta trebuie să primească... Uite, asta e o poartă logică în sine. Gen, curentul trece de la un pin de ăsta din afară la celălalt. Doar dacă prin ăsta din mijloc primești un pic de curent. Iar ăsta... Lasă curentul să treacă dacă primește un pic de lumină. Și în funcție de câtă lumină intră, atât de mult curent lasă. Efectiv își modifică rezistența în funcție de asta. Ceea ce e foarte șmecher. Acum, ăsta nu înțeleg ce poate să fac. Care e 3 pin și încă e foarte mare și ciudat. Și nici nu e reglabil. Ok, acum vine chestia asta. Deci, nu vă închipuiți de când vreau o chestie de asta. Ăsta e... nu mai știu cum se cheamă, dar știu sigur că e un rezistor reglabil. Gen, dacă vedeți înăuntru când îl mișc, este o chestie acolo care se mișcă și ea. E efectiv o foiță dintr-un material care are o rezistență mare. Și când se învârte, nu poți vară cu ambele mâini. Dar gen, gândiți-vă că e un cerc. Așa, e un cerc. Și gen, aici e desprins. Și gen, când una se mișcă, una stă pe loc și e legată de o chestie și cealaltă se mișcă și mărește distanța pe care trebuie să treacă curentul prin materialul ăla conductiv. Și merge de la a fi foarte conductiv, efectiv să aproape lipite, până la nu merge deloc. Acum, de ce are 3 pinuri? Încă n-am idee, trebuie să caut pe net. Adică, știu eu un pic de electrică, dar nici chiar atât de multă. Mai am o telecomandă pe care nu sigur cum funcționează, cu toate știu sigur că e o telecomandă de aia stil vechi, gen are un beculeț acolo și merge cu infraroșu. Presupun că o să trebuiască să aibă ceva de a face cu o fotodiodă aia. Dacă nu știați, gen, când folosiți o telecomandă și dacă filmați, camera poate să vadă efectiv semnalele luminoase pe care le dă camera. Și cam pe să văd ori galben, ori mov, efectiv dă pulsuri de lumină și televizorul sau ce folosiți voi pentru telecomandă înțelege pulsurile de lumină ca, cum se cheamă, ca semnale electrice. Gen, și cu o chestie de asta ai putea să faci ceva de genul ăsta, doar că lumina pe care o percepe asta e orice fel de lumină. Și gen, percepe stilul ăla de lumină în, cum se cheamă, în pulsuri electrice și știi pe ce canal să schimbi. Și asta mi se pare foarte șmecher. Ok, alte chestii pe care le mai am pe aici. E placa asta foarte mare. Asta e o placă de circuite, poți să-i dau power. Mă rog, asta e o chestie pe care efectiv faci circuite. Mai sunt o grămadă de conectori. Am câteva 10 aici, cred că 20, 25.
și încă mai mulți conectori. Plus chestiile astea. Asta este foarte ciudat. Pinii ăștia i-am văzut folosiți doar pe plăci de bază. Dacă v-ați construit calculatorul vreodată, știți că, gen, ca să vă montați butoanele din față pe placa de bază, trebuie să luați gen firele alea și să vi le puneți undeva într-un loc foarte dubios. Și e singurul loc în care am văzut astea. Ok, ăsta, ca idee, nu știu cum să vă zic despre ce e clipul ăsta. E mai mult un review și un unboxing pentru... ăsta e un Arduino Uno, practic. Scrie și pe el. De fapt, se ține așa. Arduino Uno. E o trusă un pic mai complexă. Vreau să învăț să o folosesc și credeți-mă, nu o să fie prima oară când vedeți chestia asta. O să mai încerc să fac o grămadă de căcaturi cu ea. Mai ales cu motorul ăla. Parcă vă costă să-mi cumpăr 10. În rest, ue, dacă mai aveți de cumpărat un cadou de Crăciun pentru cineva care, nu știu, e genul ăsta de tech maniac și încearcă să construiască chestii singure, ăsta e un cadou extraordinar. Deci nu vă închipuiți, am 17 ani în pula mea. N-am mai primit o jucărie de foarte mult timp. Când am primit chestia asta, n-am fost atât de entuziasmat de o jucărie de când aveam 10 ani. E genul ăla de bucurie de copil, nu vă închipuiți. Ok. Mersi că m-ați urmărit și astăzi. Dacă v-a plăcut clipul, dați un share. Eventual, dacă v-a plăcut, dați like. Dacă nu, dați dislike. Nu mă supăr. Sunt curios dacă v-a plăcut sau nu. Și ne vedem data viitoare.